Salut! Așa cum v-am promis, am revenit cu un video săptămânal, de data aceasta analiza săptămânală o să fie pe gpu pe lira sternășenului japonez. Hai să analizăm puțin graficul ca să înțelegeți ce urmăresc eu săptămâna aceasta pe lira sternășenului japonez. Observăm că din aprilie 2017 avem această linie de trend care se conectează foarte bine cu toate aceste lăuri. L-lira stelină. Aproape testează această linie de trend și sunt foarte interesat să văd dacă îmi va avea parte de un bounce sau de un breakout în această zonă. Dacă voi observa o, o rejecție clară și a, o intrare a cumpărătorilor pe piață în această zonă, voi deschide o poziție long și targetul meu final va fi această linie de trend care se poate conecta cu high-ul de anul acesta din 2018 și cu high-ul din aprilie 2018. Acesta ar fi targetul meu final. Bineînțeles că până la targetul final voi avea și un target intermediar, că acel target intermediar va fi suportul orizontal, aproximativ din nivelul 150, care este un nivel foarte important și un prag psihologic de asemenea foarte important. Dacă, în schimb, nu va oferi prețul o oportunitate de intrare long pe piață, voi urmări să deschid o poziție short dacă prețul nu va face breakout la această linie de trend importantă, dacă facem va face breakout în această zonă, voi aștepta să revină prețul înapoi la linia de trend și voi deschide o poziție short. Și bineînțeles, nu o să avem nevoie de un stop loss mare, stop loss meu va fi deasupra liniei de trend. În funcție de cum vor reacționa cumpărătorii sau vânzătorii în această zonă, voi lua o decizie. O urez mult succes!